Bun găsit, Andra, bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată, în continuare, în spitalele din România sunt doi pacienți în stare gravă. Unul dintre ei este la Spitalul Floreasca și unul la Bagdasar Arseni. Cel de la Bagdasar Arseni este unul dintre cetățenii nepalezi care se aflau în apropiere de prima explozie de sâmbătă seară. Ambii au arsuri pe mai bine de 90% din suprafața corpului și nu au putut fi transferați în străinătate. Într-o stare ușoară sau medie, anunță Ministerul Sănătății, mai sunt în acest moment internate 17 persoane. Cei mai mulți sunt la Spitalul Floreasca și la Bagdasar Arseni, unde de asemenea mai sunt și la Spitalul de Arș. Acolo a fost transferat unul dintre, practic singurul pacient care era la Spitalul Universitar. Vești bune vin din străinătate, dacă e să ne uităm la ce anunță medicii din Belgia, de exemplu. Iată, în Bruxelles, la Spitalul Militar, sunt internați cei doi pompieri care au plecat în străinătate. Unul dintre ei, cel cu arsuri de aproximativ 20% din suprafața corpului, respiră spontan, anunță Ministerul Sănătății, și are o evoluție clinică favorabilă, la fel și colegul său internat și el tot acolo. Astăzi la ei în vizită a ajuns și premierul Marcel Ciolacu, care spunea că tânărul de 22 de ani, iată, pompierul de care vă spuneam mai devreme, evoluează bine și că urmează să fie externat din secția de anestezie terapie intensivă a Spitalului Militar din Bruxelles și că așteptăm în continuare vești bune și despre cel de-al doilea pompier internat acolo. În continuare sunt pacienți în stare gravă în străinătate. Unul dintre ei este în Italia, este la Milano. Este practic cel mai grav, cu starea critică, dintre cei care au fost transferați în străinătate, însă vedem și ameliorări în stările celor care sunt internați la Graz sau la Lübeck. Cât despre rănile pe care urmează să și le trateze cei care au suferit în urma exploziilor, iată, Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că se fac demersuri pentru ca pacienții cu arsuri din România să beneficieze de terapie, de psihoterapie, dar și de fizioterapie, și că au început deja cei de la CNAS discuții cu asociațiile de pacienți pentru a vedea cum pot fi puse în practică aceste idei. Andra?